Okay. No. Is it going? It's yes? Yeah. Okay. Sure. Mm-hmm. So, come here. So, we present at the first moment for this ritual official. I can say my friend, the priest and brother, priest Gabriel, right, from Czechia, and a very good English speaker and a German speaker. Maya Florinescu Adams from Romania, from Bucharest. And this story will go on, right? Yes. Doamne ajută! După cum ați văzut până acum, în acest videoclip este vorba despre multă prostie și de joaca de-a biserica. Atunci când te rup de adevărata biserică ortodoxă, satana vine și îți sădește în mintea ta păcătoasă ideea că tu ești biserica adevărată. Odată ce rodul minții tale crește în lepădarea de biserică, vei întâlni și alte persoane asemenea cu tine. Și pentru că omul lepădat de Hristos nu mai este fiul al lui Dumnezeu, ci fiul al satanei, la un moment dat, tot la îndemnul stăpânului său, el își va crea propria biserică, biserică în care se hirotonesc unul pe celălalt, episcop, preoți și diaconi. Așa se întâmplă și în cazul de față, caz în care, sincer, nu prea multe de comentat, pentru că se înțelege totul de la sine. Primește toiagul acesta ca să păstorești turma lui Hristos și a încredințat-o ție și celor ascultători să le fie de la tine toiag de reazăm și întărire, iar pentru cei neascultători și nestatornici să-l întrebuințezi pe el ca toiag de deșteptare, toiag de cercetare. Amin. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Se intronizează, frate! Doamne ferească Dumnezeu, dar urât cântă oamenii aceștia, Doamne ferește, zici că sunt niște berbeci beți. Fratele nostru, într-un arhiepiscop
al Bucureștilor, al Bucureștilor și întreaga Italia. Amin. Doamne milu... Da, am înțeles. Al Bucureștilor și a întreaga Italia. Na. Mai bine spunea București și județul Italia. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Se dăruiește și Camilavca, faceți și arhi, o poză. Aveți? Arhi, înalt preasfințit. Unul vorbește de pirotonie, altul îl interesează pozele, deci vă dați seama ce tâmbălău e aici. Și clădirea asta mi se pare destul de sinistră. Adică pur și simplu zici că ești într-un grajd și totuși ei numesc biserica această clădire. Deci vă dați seama ce e acolo la ei. Sfântului nostru arhiepiscop. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Deci omul ăsta este incredibil. Omul ăsta care își bagă mereu fața în cadru. Deci în toate videoclipurile își bagă și el fața în imagine. Așa ceva, frate, nu știu. Probabil îi place să fie în centrul atenției, că altfel nu înțeleg. Miluiește, Doamne, miluiește. Într-o mulți ani, într-o mulți ani, într-o mulți ani. Sună mai mult a cântec de mormântare. Nostru, Doamne, îl păzește. Se întronizează fratele nostru Gabriel într-o arhiepiscopie. Se întronizează frate ăștia ca pe bandă rulantă. Unul după altul, nu contează. Deci poți să fii șofer, poți să fii cioban, poți să fii ministru, președinte, marțian, ce vrei tu, dacă te duci la ei la biserica aceasta privată, plină de oameni îndrăciți, ai șanse mari să fii și tu hirotonit ca episcop. Episcopul Cehiei. Doamne. Episcopul Cehiei, na, ce mai vrei? Axios! 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 Aoleu! Deci, care-i treaba la ei? Îți alegi o țară, știi? Și o să fii episcopul țării aceleia. E să dă Camilavca arhipăstorească, vrednic este. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Stai că... Stai că îl îmbracă pe dos pe ăsta, din greșeală. Doamne, ferească-ne Dumnezeu! Vrednic este... Grecia. Citiți cu... Ia uite, Grecia. Deci unul dintre ei, tocmai ce a fost făcut episcop de Grecia. La ei e pe țări, după cum spuneam. E un fel de darts, să spunem așa. Deci, cum lucrează ei? Se pune pe un perete harta lumii, iar tu iei săgețica aceea și o arunci. Unde se înfinge, acolo vei fi declarat episcop. Primește toiagul acesta ca să păstorești urma lui Hristos și-a încredințată ție și celor ascultători să le fie de la tine toiag și reazăm și întărire, iar pentru cei neascultători și nesatornici să-l întrebuințezi pe el ca toiag de deșteptare, toiag de certare. Amin. Amin. Bravo, mă. Ești un fel de Sparta Praga acum. Ai, gata? Imediat. Următorul. Păi, după cum spuneam, frate, nu contează la ei. Următorul. Hai, repede. Ca la frizerie, frate. Cum te tund, ca de școală. Hai, repede. Următorul. Candidatule. Eu. Nu. Pune Mante de episcop titular. Hai că stă adormit. O avem mai de mult. Hai. Singură dată. Well, I think it's okay. Yes. Conferința noastră.
Să punem asta aici. A, următorul, moșulică. Stai să-l dăm înainte să vedem. Arhiereu al Mitropoliei Copoceana și întreaga România. Amin. Amin. Axios! 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 Iar neagic ăsta, deci nu există, frate, cadru, nu există videoclip în care să nu-și bage față. Uite-l! Vrednic este! Următor. Vrednic este! Instalează și se hirotonează fratele nostru Flavian, episcop, vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, de stil vechi, și întreaga Italia. Na, deci ăsta e pe Italia. Bravo, mă, că ești pe Italia. Încet, încet, încet. La framă trebuia o matică. Așa. Asta pe urmă nu te-a venit. Deci episcopul mai pe jos. În vierea lui Hristos, văzând să ne închinăm unea Domnului Iisus, punea simul celui fără de păcat cruci tare ne închinăm Hristos, așa se sunt în vierea ta, o rădăm și o mărică pe Dumnezeu nostru. Vreau să aducă aici cât un pahar de apă minerală, așa se face la episcop. Nu mai vreau să-mi venit să spui. Na, frate, ăsta vorbește de ceva, pe ăștia interesează de să aducă ceva de băut, că așa se face la episcop. Bă, prețioare, bă. Ce să ne închinăm Sfintea în vierea lui Hristos? Iată, venim prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul în învierea lucrării Sfinte, pentru că moartea de cu paharii și cu la biserică, la biserică, uitați-o. Că slava Domnului Dumnezeu tine am să le salut acum, să-i întâlnă cu casă, Dumnezeu născătoare, ne veselești într-un învierea lucrării Sfinte, cu care o paștile cele mari. Doamne ferească Dumnezeu, deci se joacă și cu Sfânta Împărtășanie. Vă rog să vă prezentați. Mitropolitul Serafim, mitropolit al Bisericii Ortodoxe Tradiționale din România, care prin decizie sinodală hotărâm astăzi întronizarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Tradiționale, alături de o parte din Sfântul Sinod, cealaltă... Deci ăștia sunt o parte din Sfântul Sinod, frate. Doamne, ferească-ne Dumnezeu! Ok, oameni dragi, aveți mare grijă cu acești înșelători, pentru că în ultima vreme au apărut biserici private ca ciupercile după ploaie. Doamne ajută și mântuire la toată lumea!